Doamnelor și domnilor, bună ziua! Suntem în liceul Vasile Alexandrei și aici vom avea interviu cu doamna Daniela Bacarciuc, care este directorul acestui liceu și care este și profesoară de istorie. Doamna Daniela, bună ziua! Bună ziua! Bine ați venit! Suntem bucuroși că ne aflăm în acest liceu. Vreau să vă spun că este un liceu minunat. Aveți aici o colecție de diplome. Se vede că aveți un trecut destul de fabulos. Mă numesc Daniela Bacarciuc și sunt profesorul celei mai minunate discipline școlare, care este istoria, extrem de importantă pentru poporul român, pentru că arată că este temelia de formare a unei frumoase civilizații europene. Sau cum spunea Ion Antonescu, avem o dublă ascendență, romană și dacă, două civilizații antice prin care chiar ne putem mândri. Mi-am pornit cariera didactică acum 30 de ani, am exact 30 de ani de stagiu, 8 ani din ei am lucrat la mine în sat, la Cornești, sunt de lângă Prut. M-am născut prin suflul ăsta românesc, probabil că puternic cu aerul care venea dinspre Prut, pentru că tatăl meu a insistat să mă cheme Daniela, chiar dacă în sat la mine eram o singură Daniela și era un nume destul de rar. Iar mama mea este Lucreția și bunica este Olimpia. Prin urmare, consider că am avut și eu o temelie de unde porni. M-am format ca și profesor în Republica Moldova, la Universitatea de Stat, despre care am cele mai frumoase gânduri și, iar teza de doctorat am studiat-o la Lucian Blaga Sibiu, am fost în țară 5 ani de zile și vreau ca cetățenia să mi se dea după unire. Să știți că sunt un mare unionist fără acte în ordine, pentru că sunt româncă în suflet și ulterior ceea ce aș putea să profit din interesele României. Iată de ce atunci când nu s-a permis cu viză am ieșit foarte greu din țară și acum mă rog la Dumnezeu să ne reușească visul pe care îl râvnește orice om care nu doar că cunoaște istorie, dar și o poate trăi prin suflet. Ce beneficii vedeți în unirea Republicii Moldova cu România? În primul rând este o legitate a istoriei să se revină la vatră. Dan Puric vorbește foarte frumos despre sufletul românesc și probabil că orice om care pune mâna pe o carte, o citește și meditează asupra trecutului dor de vatră. Basarabia a fost luată prin raptul impus de către doi dictatori, Hitler și Stalin, pe care i-a condamnat toată lumea. Iată de ce este firesc ca acest rapt să fie considerat nul și neavenit pe bune, inclusiv în Republica Moldova, nu doar declarativ, și Basarabia să poată să revină în oaza sa națională. Deci, din punct de vedere național, este firesc, așa cum mama este normal să-și aibă copii acasă chiar dacă i-a avut prin străinie, exact așa este bine ca Basarabia să revină. Al doilea interes ar veni cel pe care l-a spus însăși Alexandrii, unde unul nu-i putere, unde doi puterea crește și Ion Creangă vorbea despre exemplul lui Moș Ion Roată cu piatra care trebuia ridicată. Al treilea argument ar fi, în opinia mea, cel mai important venit din securitate, pentru că noi ne aflăm într-o zonă extrem de periculoasă, în preajma intereselor geostrategice care au persistat ultimele sute de ani. Ori NATO mi-ar oferi mie niște garanții pentru mine și copilul meu, pentru neamul meu, cei care vor ca să gândească în mod normal, pentru că noi ne putem aștepta aici ori și când la un pericol, ori unirea cu România ne-ar oferi oportunitatea de a fi membri NATO și de a avea protecția acestui puternic bloc militar, nu pentru agresiune, ci pentru protecție. Următorul argument ar veni din interesele economice, pentru că statul mi-ar oferi mai mare salariu, mai mare pensie, iar pentru copilul meu mai multe oportunități la studii, ieșire, plecări, etc. Și în sfârșit, interesul pentru pașaportul românesc, care mi oferă mie posibilitatea să ajung în Canada, în Statele Unite sau în Israel, oportunitate pe care nu o am acum. Orice cetățean din Republica Moldova
Moldova, din satul Țânțăreni, Cornești sau de ori și unde, Bahmut sau care doriți, este important să înțeleagă că având pașaportul românesc are posibilitatea de a călători, de a se angaja, de a și valorifica orice oportunitate. Unica soluție de a ne integra în Uniunea Europeană este doar unirea cu România. Da, eu consider că noi nu vom reuși să ne integrăm altfel. Unirea ar fi calea cea mai ușoară. Pentru mine, unitatea națională înseamnă, în primul rând, revenirea în spațiul de vorbire a unei limbi fluente și corecte românești, de a nu mă sinchisi la mine acasă de valorile pe care le promovez, de a nu mă intimida, pentru că ani de-a rândul a fi român însemna a fi adept al lui Hitler, însemna a fi un dușman, înseamnă a fi un sărăntoc, etc. Fapt ce nu este adevărat, înseamnă în fond a mă debarasa de o ideologie bolnavă, comunistă și de a mă simți cu multă demnitate pentru poporul pe care îl reprezint. Iată de ce, în cadrul Liceului Vasile Alexandrii, noi avem un suflu patriotic destul de puternic. Am desfășurat inclusiv în 2018, că nu doar aici, 100 de activități dedicate celor 100 de ani de la Unire. Urmează să le desfășurăm pe celelalte până la 1 decembrie 2018, în care se integrează diferite acțiuni cu interes extracurricular sau didactic, educațional la ore. Și ceea ce mă impresionează pe mine este faptul că toți elevii salută aceste acțiuni. Noi am semnat declarația de unire și profesorii separat elevii și au avut inițiativa lor și chiar mă bucură că atunci când vorbim despre spiritul național, nu e vorba despre o îndoctrinare așa cum s-a făcut până acum, ci de o trăire. Ce ne puteți spune despre organizațiile unioniste? Foarte mulți au exploatat poziția istoriei, foarte mulți și-au făcut loc în Parlament cu apărarea limbii române și a istoriei naționale, dacă să fac trimitere la grevele din anul 2002, atunci când stăteam pe Piața Mare Adunării Naționale și trăiam suflul tricolorului, crezând că lumea care este în preajma mea vrea realizarea aceluiași ideal ca și mine. Iată de ce nu vreau să mă expun. Eu îmi doresc ca organizațiile unioniste să nu să se folosească de niște bani sau să se folosească de moment, pentru că atunci vor fi aruncați la urna istoriei. Este important ca acest ideal să fie trăit și să fie înțeles de fiecare dintre noi că el este sacru. Salut orice acțiune unionistă atunci când vorbesc cu acțiunea 2012, cu tinerii Moldovei, sunt elevii noștri acolo, îi salut cu toată căldura și îi susțin ori de câte ori este nevoie. Trebuie să lucrăm peste tot, pentru că Basarabia a fost cedată de către București. La data de 27 iunie 1940, Bucureștiul a cedat Basarabia fără luptă. Ori eu, ca și istoric, am o anumită reținere în fața elevilor atunci când vorbesc despre acest eveniment. Eu înțeleg toată conjunctura istorică, dar consider că este bine să-ți protejezi ceea ce este al tău. Prin urmare, România este obligată să mă aducă înapoi, pentru că i-am cedat. Iată de ce este important să se vorbească în țară. Se evidențieze că aceasta este o legitate a istoriei. Pe de altă parte, avem foarte mult de muncă în Basarabia. Nu de aceea că în Basarabia nu ar fi suflu românesc, dar de aceea pentru că foarte multă lume a plecat. Și dacă au plecat cei care au avut verticalitate, pentru că de obicei pleacă persoanele care vor o schimbare. Mulți pleacă. Cum au putea opri nivelul migrației? Critic perioada independenței Republicii Moldova, pentru că dacă suntem în stagnare, în pierdere demografică, înseamnă că și alții nu au lucrat cum trebuie, nu doar eu ca și profesor. Activitatea unui guvern care să dea încredere ar putea să salveze ceva. La moment văd doar unirea, care ne-ar rezolva și problema, repet încă o dată, a salariilor și problema burselor și problema oportunităților și a calității și concurenței. Lumea noastră se teme de concurență, indiscutabil, pentru că atunci când am câștigat pedagogul anului în anul 2010, imediat m-am gândit, atunci când concurezi la o dimensiune de, să spunem, 3 milioane este una și este alta când concurezi la 122 de milioane, șansele sunt mai mici. Probabil că așa toți gândesc, și cei din politică, și cei din diferite structuri de management, și elevii, studenți, etc. Dar noi trebuie să înțelegem că concurența înseamnă progres.
Și dacă voi avea o concurență mai mare și mai puternică, eu voi crește. Avem o țară frumoasă, avem oameni harnici, avem oameni frumoși, avem o istorie deosebită, avem cu ce să ne mândrim. Cred că ar trebui să o pornim așa ca în 85, măcar de la un cântec, haideți să ne strângem, la un cântec să ne strângem, sau pentru un cântec să ne strângem, să ne amintim cine am fost și suntem, să revigorăm șezătorile, aspectele frumoase, bune ale acestui popor pentru a ne face să rămânem acasă. Pentru că Aurelian Silvestru scrie foarte frumos și deseori îl citez, Dumnezeu ne-a lăsat undeva și este important ca atunci când o să vină să ne găsească acasă. Care este cea mai gravă problemă socială a Republica Moldova? Dezamăgirea este cea mai gravă problemă și sunt dezamăgiți și vârstnicii și copiii și oamenii de rând și atunci își doresc să lase totul baltă și să părăsească. Republica este părăsită nu doar de oamenii săraci, deja au început să plece și cei cu averi, care sunt gata să-și lase totul aici doar ca să plece, să fugă. Prin urmare, creăm aici un vid extrem de periculos, atractiv pentru alții și eu văd acest pericol. Sărăcia, indiscutabil, pentru că un popor sărac poate fi ușor manipulat, este suficient să-i faci niște atracțiuni pentru copii și niște străzi, care este un lucru absolut firesc. Nu cred că mi-ar trebui colegii să-mi pună monument de aceea că am reparat două cabinete. Este obligațiunea mea în calitate de manager. Ori atunci când un primar instalează niște becuri sau face niște străzi, nu cred că pentru asta trebuie lăudat, este la muncă, pentru asta are salariu. Ori mai avem nevoie... Da, mai avem nevoie de alfabetizare, mai avem nevoie încă să muncim cu oamenii care nu au reușit să pătrundă în esență care este obligațiunea fiecărui cetățean și pentru ce primește banii, salarii. Iată de ce, iarăși din nou revin, are și România problemele ei. Sunt foarte mulți basarabieni care ar fi capabili să rezolve problemele de la București și invers, foarte mulți munteni, ardeleni, dobrogeni, care ar putea să pună umărul pentru soluționarea problemelor din Basarabia. Împreună am putea să reușim să facem lucrurile să meargă mai bine și mai frumos. Cum salutați ideea că s-ar face două săptămâni sau trei grevă? Nimeni nu ar lucra, nici profesorii, nici medicii, nici bănci, și am ieșit toți la un protest. S-ar face careva schimbări. Știți, în secolul V, încă înainte de a se naște Hristos, un cărturar grec pe nume Herodot spunea: dacă ar fi fost uniți, ar fi fost de neînvins. Dacă are și tot poporul, și știți, eu deseori mă gândesc că foarte bine îi dăm jos pe cine, dacă avem oameni să punem în loc, și dacă nu s-ar folosi altcineva de acțiunea mea, pentru că pe mine nu cred că mă interesează funcția, dacă mă interesa de mult eram acolo, credeți-mă, dar idealul național pentru mine contează și toți acești ani am pus umărul pentru a contribui la înălțarea acestui neam frumos, repet încă o dată. De aceea, cred că nu ar trebui, mă gândesc cine a profitat și din Revoluția din 89 de la București, că multe lucruri urâte s-au întâmplat și în țară, și la noi. Iată de ce eu aș fi și aș saluta dacă guvernul ar pune pe masă declarația de unire a Republicii Moldova cu România, am format un stat integru și pe urmă am selectat grâul de neghin așa cum ne-a cerut-o Hristos încă în Biblie. Un mesaj către oamenii care ne urmăresc pe pagina noastră. Noi vorbim aceeași limbă, suntem același neam, avem aceeași cultură. Vă îndemn să predați pentru unitatea națională. Dacă ne-am uni, s-ar rezolva multe probleme de corupție, de fără de lege, care predomină încă în societatea noastră. Împreună am fi mai puternici, împreună am fi, eu știu, nu vreau să fim de temut, am reușit să fim mai bogați, probabil că, și în hore, și în cântece, și în dansuri, și în tradiții, dar și în salarii, pensii și oportunități. Eu vă îndemn să pledați pentru unire. Să-mi cânti scopzar bătrân ceva, să-mi cânti ce știi mai bine, că vin ți-o-i dau.